Ascultați-mă, când poruncește Dumnezeu ceva, se face, glorificați să fie Domnul. Au venit cu smurdul, cei care sunteți în domeniul să mă resucideze, bagi aparat de mine, degeaba. Când Dumnezeu oprește inima, nu există aparat să pornească, nici persoană, nici om. Dar când Dumnezeu îi poruncește să pornească, pornește glorificați să fie Domnul. După mai mult timp, nu știu timpul care s-a petrecut lucrarea aceasta care vă spun, oprirea inimii, dar atâta știu, la 10:35. Am avut accidentul de mașină în județul Arad, iar la ora 12 m-au băgat în loc operator. Am un prieten medic care a fost contactat de către soția mea să vadă ce e cu mine. Vă spun așa telegrafic, pentru că lucrarea e mult mai amplă, mult mai mare, dar nu acum vă spun probabil dacă Domnul va veni cu altă ocazie. Când a primit telefon fratele meu, prietenul meu Ionuț de la soția mea, a zis, Ionuț, tu te caută pe mine și nu știu unde. Ne-am despărțit împreună de la Stăruință, după Duhul Sfânt. Și a venit și a zis, totuși, haideți, dacă totuși suntem aici. Oricum. Ei, Duhul Sfânt, hai să vedem ce. Într-adevăr, când a venit smurdul celălalt mai mare, și să avem două smurduri în România, unul mai mic, unul mai mare, cel mai mare e ca o terapie intensivă, am dat semnale inima să pornească. Și am zis, hai totuși să vedem care e problema. Și cum m-au deschis de la gura stomacului până mai jos de buric, m-au deschis să vadă ce e. În termen medical avem o plasă mezentem. Cei care sunteți în domeniu știți despre ce vă spun. Și pe ea, prin ea trec mai multe vene, pe care și aorta. Principala care alimentează partea de jos a membrelor noastre. Ei, asta a fost fisurată, tăiată complet, ca și cum ar fi dat-o ceva cu farmecă. Și medicii, vă dați seama, și-au dat seama, au deschis frumos toate intestinele, frumos le-au desfăcut și au văzut unde e problema. Și ascultați-mă bine, în momentul când au conectat aorta, vena aceasta principală, stăpânul care în cer și pe pământul acesta, Dumnezeu, a poruncit inimii să pornească. Și în seara aceea, din noaptea aceea, 4 ore și jumătate a durat operația, inima mea bate și pentru cine? Pentru Iisus Hristos din Nazaret. Glorificat să fiu. Vreau să spun o lucrare care a făcut Domnul în noaptea aceea, una dintre ele, sunt mai multe. Poliția a sunat în localitatea unde am stat. A venit poliția localității la noi în casă, a lăsat girovarele la noapte târziu, în jurul orei 11. Fiul nostru pe care îl avem prin făgăduință să dea la margerea, așa, caloriferul se încălzea acolo, era în martie și a auzit sirena. A desfăcut un picuță pe deal, s-a speriat și luminile alea, știți, copilași, 7 ani și 3 ani a avut atunci, 7 ani și 3 luni, scuzați-mă, 7 ani și 3 luni, s-a speriat și a început să întrebă, mami, a venit poliția la noi. Și susține la niște afară și polițistul l-a întrebat-o, așteptați pe cineva să vină acasă? Da, pe cine? Pe soțul meu. Nu-l mai așteptați, că nu mai bine. A auzat picioarele, puterea, s-a ridicat cu greu de jos, a intrat în casă plângând. Nu mă aude. Și fiul nostru a început să plângă și zice, mami, ce? Și a zis, rugăm pentru tate, că tate a avut un accident și nu mai bine acasă. Și un copil la 7 ani și 3 luni s-a pus pe genunchi și a pus mânuțele așa în fața lui. Și a zis, Doamne Iisuse, despre tine mi-a zis tăticul meu, că ești în cer, dar ești aici în casă, nu te văd. Dar tăticul m-a avut un accident, te rog frumos, adu-mi la casă sănătos, prin viață. Au zis copil la 7 ani și 3 luni. Și în momentul ăla are o descoperire din partea Domnului. Are de la 3 ani și jumătate prin harul Domnului. Vedenii descoperiri din partea Domnului. Și vede pe Iisus că intră în casă. Prinde așa de umeri. Și zice, tinerelule, fii liniștit, fii pe pace, nu plânge. Că am să-ți-l aduc pe tăticul tău sănătos acasă și în viață. Se ridică în picioare, a uitat ce a avut. Și se aruncă la nevastă în braț. Ia să mă zătea, plecat așa pe fund. Zătea fund. Și a zis, mami, nu mai plânge. Că a venit Iisus la noi în casă aici. Și mi-a zis că tăticul meu va fi sănătos și va fi bine și va veni acasă. A zis, copile, 7 ani și 3 luni. Ce vreți să fie copiii dumneavoastră? Politică? Ranguri înalte? Nu vreți să fie copiii noștri vase de cit în casa lui Dumnezeu? Doresc, ascultați-vă, cred că e cea mai uitată rugăciune care o facem. Să ne rugăm ca copiii noștri să fie vase de cinste. Avem, trimite la poliție, trimite în armate, trimite în cinștiune, peste autare. Dar să fie vase tot mai puțin. Să spunem, Doamne, vreau ca copiii mei toți să fie proroci. Aleluia. Cine să ne arăt așa? Când era soția mea, medici, au zis că nu o să nască, niciodată nu o să mai avem copii. Și am dat înaintea Domnului și Doamne, m-ai făcut slujitorul tău. Și Biblia spune așa, așa este binecuvântat Domnul care se teme de Domnul. Nevastă este ca o viță văditoare. Și am nevastă mea, este altfel ce cu mine? Blestema!
Și nu pentru aia mai mi-era soție sau mai dat pe mine soție mele. Vreau copii. Și a zis Domnul soției mele, am să-ți dau ceea ce am dat Elisabetei. Și din pântecul mamei lui m-am rugat că Doamne vreau să fie un vas de cinste în casa ta și vas să va fi glorificat să fie Domnul. Dragii mei, invitiți în copilul noastră că nu l-am întâmplat nimic pe pământul acesta. Chiar dacă unii vreți și unii nu vreți să faceți copii. Lăsați-i să vină că din brațul Domnului, vin din mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vreau să mă apropie în cheie. Vreau să spun că în seara aceasta Dumnezeu ne ascultă pe toți. Știți de ce? Spune cuvântul Domnului Psalmul 34, versetul 6. Când strigă, un nenorocit. Bun, poate asta e bun. Dar mai zice versetul 17. Când strigă, cel fără prihană. Și păi să-l ascultă Domnul și scapă de glumești, glorificația mea. Vedeți, Domnul face diferență, cum facem noi câteodată. Când sunt prăbușit acolo, soția mea era prăbușită. Eu nu puteam să mă rog, eram cine știe pe unde. Dar cineva a mijlocit și a zis în dreptul meu, viață. În noaptea aceea, Ionuț, prin medică și pocăit la nostru medicostal, a sunat o soră care va de lucru din Becica, județul Arad, și soră roagă pentru mine și nu este nimic, atâta doar. La ora aia, târzie, s-a speriat sora să se roage. Și sora se vorbe și a roagă de mine. Îmi vede pe mine și îmi vede pe mine pe un pat alb întins, mort, fără viață, fără suflare. Dar vine cel care e viață. Așa a zis sora, că am văzut pe Iisus care a coborât și a zis, îi renot din nou viața lui Mișu, glorificația prin numele Domnului Iisus. Și ce vreau, încrederea noastră să rămână neclintită în cel ce veșnic viu. Versetul 5 din Psalmul 37 spune, încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu. Mâna Domnului și El va lucra, amin. Ne ridicăm în picioare. Și vreau să facem rugăciunea aceasta, dar dați-i voie.